se intonează imnul național al României și ridicarea acestea pe Qatar. Înalt preasfințite părinte arhiepiscop Ioachim al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, preasfințite părinte episcop Andrei al Episcopiei Covasnei și Harghitei, stimate autorități centrale, județene și locale, stimate domnule Sorin Ailenei, reprezentant al instituției Prefecturii Bacău, stimate domnule primar, viceprimar, stimați domni generali și ofițeri, stimate domnule comandor Virgilii Stode, comandantul garnizoanei Bacău, stimați domni veterani de război, dragi militari ai armatei române, preacucernici și preacuvioși părinți, doamnelor și domnilor, locuitori ai Văilor, Oituzului, Cașinului, Trotușului și Tazlăului, dragi români, suntem prezenți astăzi la un moment istoric ce comemorează 100 de ani de la momentul intrării României în primul război mondial, pentru a cinsti memoria eroilor căzuți în această conflagrație, parte din ei fiind înmormântați aici, la poalele munților Carpați, în această mică localitate băcăoană, Poiana Sărată. Pentru acest moment comemorativ s-a întocmit un act ce consemnează jertfa eroilor și recunoștința noastră, precum și actele ce s-au împlinit acum la 100 de ani, căreia îi dau citire prin acest act de comemorare a eroilor căzuți în războiul de reîntregire a neamului 1916-2016. Cu puterea, cu lucrarea și cu harul milostivului Dumnezeu, cel întreime slăvit, aducem un pios omagiu, aici, în localitatea Poiană Sărată, scumpilor ostași, care, având credința în suflet și dragostea de neam și glie, s-au jertfit, pierzându-și viața în primul război mondial, pentru unirea și dezrobirea noastră, pentru libertate, credință și neam. Văzând crestele înverzite ale munților și unduirea apei ce desparte un munte de altul, ai ocazia, trecând prin Poiana Sărată, să mărturisești că mare minune s-a întâmplat atunci când Dumnezeu s-a oprit și și-a golit sacul cu frumuseți în această depresiune din Carpații Orientali, pe Valea Uitusului. Aici s-a întemeiat în anul 1823, printr-o înțelegere între regimentul de graniță secuiesc și 24 de familii de români, acest sat ca un spațiu de graniță între Imperiul Austro-Ungar și România. Această comunitate mică, având oameni vredni și gospodari cu case frumoase, păduri bogate și ape limpezi, s-a aflat în relativ scurta sa existență de 193 de ani, în vâltoarea istoriei, fiind marcat de marile evenimente istorice petrecute după înființarea sa. Revoluția de la 1848, primul război mondial, dictatul de la Viena, al doilea război mondial și-au făcut parcă drum special prin acest sat, făcând din el adesea, pentru lungi perioade, un loc al morții, durerii și suferinței. Ca recunoștință pentru jertfa eroilor din războiul de întregire, s-au ridicat în sat, în anul 1930, Biserica Neamului, loc de rugăciune pentru veșnica odihnă a celor căzuți pe câmpul de onoare,
precum și Cimitirul Eroilor, ridicat tot în anul 1930 de către Societatea Cultul Eroilor. La aproximativ 20 de ani de la acest conflict armat, în anul 1935, la inițiativa Asociației Surorilor de Caritate din Război, în organizarea Prefecturii Județului Trei Scaune, s-a desfășurat prima manifestare de nivel național pentru comemorarea eroilor. Anul acesta, la împlinirea 100 de ani de la începutul conflagrației, cu binecuvântarea și implicarea noastră, cu sprijinul Oficiului Național pentru Cultul Eroilor din Ministerul Apărării Naționale, la care s-a adăugat efortul Primăriei Comunei Uituz, al Parohiei și Asociației Sfântul Elie Poiana Sărată, am îmbrăcat în straie noi atât mormântul locotenentului Nicolae Macarie, primul erou rănit și mort când s-a trecut granița la Poiana Sărată în noaptea de 14-15 august 1916, în războiul pentru întregirea neamului, cât și cimitirul internațional al eroilor în care își dorm somnul de veci 1900 de ostași români și străini. Purtăm astfel în rugăciune noastre numele eroilor și martirilor care au ctitorit edificiul neamului românesc și au apărat demnitatea națională și credința strămoșească, încredințându-și viața în mâinile lui Dumnezeu. Scriem astăzi cu recunoștință o pagină de aur în cartea acestui neam ce a fost răstignit de mai multe ori în istoria sa, dar tot de atâtea ori a știut să învieze. Despre jertfa acestora vorbesc manualele de istorie, monumentele funerare închinate lor, muzeele și bibliotecile ce poartă înăuntru lor, ca pe odoare sfinte, amintirile de neuitat ale unui sacrificiu ce nu poate fi egalat. Comemorarea de la Poiana Sărată reprezintă un semn al recunoștinței noastre pentru faptul că trăim într-o Românie creștină, liberă și demnă, arătând că avem datoria sfântă de a-i purta în gândurile și rugăciunile noastre, de a demonstra prin fapte că idealurile pentru care s-au sacrificat sunt astăzi mediul în care românii își cresc și educă copiii, își mărturisesc credința și își exprimă libertatea de gândire. La acest moment de cinstire, noi, Ioachim din mila lui Dumnezeu, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, alături de Preasfințitul Părinte Andrei, Episcopul Covasnei și Harghitei, sfințim monumentul consacrat eroilor căzuți la datorie în primul război mondial în localitatea Poiana Sărată. Cu acest prilej a fost oficiată Sfânta Liturghie Arhierească, în cadrul căreia au fost pomeniți ostași români căzuți la datorie și s-au făcut evocări și se fac evocări de către reprezentanți ai autorităților de stat, județene și locale, precum și al unor asociații pentru cultul eroilor și al veteranilor de război. Slavă eroilor neamului! Veșnică le fie pomenirea din neam în neam și în vecii vecilor! Urmează serviciul religios oficiat de înalt preasfințitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului și preasfințitul Andrei, Episcopul Covasnei și Harghitei, însoțiți de preoții militari și civili. Muzica militară intonează rugă. Binecuvântați, înalt preasfințite stăpâne! Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amine! Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila ta, rugăm-ne, ți-auzi-ne și ne miluiește.
că ne rugăm pentru odihna sufletelor adormiților robilor lui Dumnezeu. Eroi căzuți pe câmpurile de luptă, pe valea Uituzului, a robului lui Dumnezeu Nicolae Macarie locotenent, cu tot neamul lor cel adormit, pentru ca să li se ierte lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie. Domnului Dumnezeu să așeze sufletele lor unde drepții se odihnesc. Mila lui Dumnezeu, împărăția cerurilor și iertarea păcatelor lor, de la Hristos, împăratul cel fără de moarte și Dumnezeul nostru să cerem. Domnului să ne rugăm. Hristoase Dumnezeu nostru, și ție slavă înălțăm împreună și celui fără de început al tău, Părinte, și prea Sfântului și Bunului și de viață Făcătorului tău, acum și pururea și în vecii vecilor. Domnului să ne rugăm! Domnul Iisus Hristos, Dumnezeul nostru, care a dat sfinților săi ucenici și apostoli dumnezeieștile porunci ca să lege și să dezlege păcatele celor căzuți, și de la dânsii și noi am primit putere să facem aceasta, să vă ierte pe voi, eroi ai neamului românesc căzuți pe toate câmpurile de luptă pentru apărarea și întregirea neamului românesc, eroul locotenent Nicolae Macarie, cu tot neamul cel adormit, orice ați greșit ca niște oameni pe pământ, cu voie sau fără de voie, acum și pururea și în vecii vecilor. Într-o fericită adormire veșnică odihnă, fă, Doamne, sufletelor adormiților robilor Tăi care s-au pomenit, și le fă lor, Doamne, veșnică pomenire. Ai preînchipuit prin pieții din mijlocul raiului de viitoare crucea pe care prea iubitul tău fiind răstignit a murit și moartea pe moarte a omorât, cel care ai dăruit bisericii tale crucea, armă nebiruită, întărire de credință, nădejde tare de mântuire, de dădătoare de viață. Pentru aceea și noi slujitorii tăi care fără vrednicie ne-am împărtășit de harul tău cel atât de mare, aducând cinstire și mulțumire slave tale, cu smerită închinare te rugăm, trimite harul preasfântului Duh și căutând cu milostenie și la acest care va însemna morirea Domnului și în cinstea celor care s-au săvârșit
ca eroi ai neamului nostru în aceste ținuturi și care odihnesc aici și pretutindeni. Binecuvintează și acest sfânt și îl sfințește ca să fie semn puternic și înfricoșător împotriva tuturor dușmanilor celor văzuți și a celor nevăzuți, alungare și îndepărtarea tuturor uneltirilor și ispitelor diavolești. Iar pentru drept credincioșii robii tăi, să fie ajutor, întărire în credință, sprijinire în nădejde, biruință în ispite și în războaie și sporire în toate virtuțile. Iar pentru toți cei care se vor închina și vor aduce rugăciunea înaintea acestei cruci, milostivire și bogată, dăruitor al tuturor celor cerute de spre mântuire. Și după cum prin cruce ai izbăvit lumea de osândirea păcatului, așa și pe robii tăi, care au făcut cu credință și au înnoit acest mormânt și au pus această cruce, binecredincioșilor creștini, asupra celui potrivnic dăruiește și cu crucea ta păzește pe poporul tău. Mântuiește, Doamne, poporul tău și binecuvintează moștenirea ta. Credincioșilor creștini, asupra cerului potrivnic dăruiește și cu crucea ta păzește pe poporul tău. Urmează depunerea de coroane și jertfă de flori la mormântul locotenentului Nicolae Macarie pe acordurile imnului eroilor interpretat de muzica militară a garnizoanei. Deține coroană de flori din partea Ministerului Apărării Naționale, domnul secretar general Codrin Mântare. Flăcăi, cu arma în mână ca și altă dată. Și n-a pricul foc în miezul văpăi și bravul meu tată. Aici, la Oituz, mai dăi nu e încă un freamă de stânci pe lespedea rece, vibrând îndelung porunca cea sfântă, pe aici nu se trece. Aici la toți mai caut mormite și câmpuri de cruci pe adânci așei și toate sunt dar aducerea minte de vise popei. Nu plânge, maică mânie, că am să mor neîmpărtășit. Un glonț pornit spre pieptul tău, cu pieptul meu eu l-am oprit. Nu plânge, maică Românie, e rândul nostru să luptăm și din pământul ce ne arde nicio fărâmă să nu dăm. Nu plânge, maică Românie, adună tot ce-i bun sub soare. Ne cheamă și pe noi la praznic când România va fi mare. Știm cu toții ce ne așteaptă, sus spre Domnul mâna dreaptă, ridicați-o de-aș... pentru scumpa noastră lege, pentru neam și pentru rege, toți cu o inimă și un gând. Columbale la Oituz! Numai cântec de obuz, de recruții tinerei, este vai și amar de ei. Fac instrucție îndată și pe haloși urcă în gloată. Până seara ei sunt morți într-o groapă puși cu toți. Mama află vesterea, dar nu știe că ta stă cernită la altar cu gândul la militar.
a acțiunii de luptă din noaptea de 14-15 august 1916, echipați în uniformele militare ale vremii. Regulamentul militar din anul 1916, veți vedea cum se depunea jurământul militar. Proton! La umăr! Pentru onor înainte! La umăr! În companie, secția 1, în companie. La umăr. La mână. La umăr. Sub brațul stâng. Aceasta era poziția de onor funerar. Așa s-a dat onorul cortegiului funerar al regelui Carol I în anul 1914. La umăr! La picior! Pe loc repaus! Detașamentul pentru scrima cu arma. Sus armă, un pas înainte. Marș! La intervale duble. Vaineați! La stânga răriți. Marș! Veți vedea un exercițiu de scrima cu arma. Neavând adversari aici, nemții au plecat, care au plecat, deci vom face exercițiul numai noi. Spre apăra. Re! Îndoită trecere înainte, dublă paradă, împungeți și cu piciorul stâng loviți. Marș! Un pas la dreapta, la stânga aparați, cu piciorul drept și cu patul înainte loviți. Marș! Un pas la stânga, jos parați și cu patul lateral loviți. Marș! Un pas îndărat, în genunchi, la cap, parat și împungeți. Marș! Contra cavalerii, la cap, parat și împungeți. Marș! Contra cavalerii... Aruncați, voltă și... cu sabie. Salt, voltă și împungere repezită. Marș! Cu patul sus loviți. Marș! Doi pași înainte, repeziți și împungeți. Marș! Veți? În formație. Marș! Acum veți vedea cum se depunea jurământul militar în anul 1916. Plodon, repți! La umăr, an! Spre jurământ! Pentru jurământ înainte! Rostiți după mine! În numele lui Dumnezeu Atotputernicul! În numele lui Dumnezeu Atotputernicul! Jur! Jur! Credință regelui nostru Ferdinand I! Credință regelui nostru Ferdinand I. Supunere legilor țării. Supunere legilor țării. Și îndatoririlor militare. Și îndatoririlor militare. În orice ocaziune. În orice ocaziune. În timp de pace și în timp de război. În timp de pace și în timp de război. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Repți. La umăr. An. Ostași, ați depus jurământul militar. Vă felicit! Servim patria!
Demonstrația Asociației Tradiția Militară s-a terminat. Vă mulțumim! Dragi cetățeni ai Comunei Poiana Sărată, ceremonialul militar și religios din curtea Bisericii Neamului s-a încheiat. Urmează defluirea către cimitirul eroilor, în următoarea ordine. Gardă drapel, plutoane militari, muzică militară, copii în costumele populare, oficialitățile participante, soborul de preoți și locuitorii de pe văile Otuzului, Trotoșului și Tazlăului. Vă mulțumesc! Festivitatea se va desfășura după cum urmează. Sosirea oficialităților, intonarea imnului de stat al României, intonarea imnurilor naționale ale Austriei, Germaniei, Ungariei, Federației Ruse, Turciei și României, concomitent cu înălțarea drapelor pe catarg. Alocuțiunea primarului localității Oituz, redezvelirea monumentului central, oficierea ceremonialului religios, alocuțiuni ale oficialităților, depuneri de coroane și buchete de flori la monument, defilarea gărzii de onoare. Se intonează imnul național al României.
locuitorul comunului Tus, mulțumesc înalt preasfințului Ioachim, arhiepiscopului Romanu și Bacăului, ca inițiator al acestei manifestări, tuturor celor care au contribuit la reușita acesteia. Ne cinstim eroii neamului, aducem prin osul nostru de recunoștință pentru jertfa lor. Îl rugăm pe Domnul Dumnezeu să lumineze conducătorii popoarelor pentru preîntâmpinarea unor noi războaie. Închei cu aceste gânduri către eroii neamului. Vitez ce a scăzut pentru țară, ostași ai credinței soldați, oriunde în morminte voi stați, vă fie țărâna ușoară. Vă mulțumesc! Îl invităm pe secretarul de stat al Departamentului Centenar, domnul Florin Daniel Șandru, și secretarul general al Ministerului Apărării Naționale, domnul Codrin Dumitru Munteanu, să redezvelească monumentul eroilor. Urmează serviciul religios, oficiat de înalt preasfințitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, însoțit de preoții militari și civili. Muzica militară intonează rugă pentru oficierea slujbei religioase de resfințire a monumentului. Preasfințite stăpâne, binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Să rostim cu toții rugăciunea domnească. Tatăl nostru, care ești în cer, sfințească-se numele tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită. Doamne Dumnezeul nostru, Cela ce cu puterea Ta l-ai făcut pe omii care ai temiat neamul omenesc și cu înțelepciunea Ta o cârmuiești popoarele, ridicând din rândul lor bărbați înțelepți și pricepuți, care să lumineze și să le conducă spre a face voia Ta pentru binele lor. Auzi-ne pe noi, cei ce ne-am adunat astăzi în jurul acestui monument ce s-a ridicat într-o cinstea eroilor neamului. Binecuvântarea Ta asupra celor care ne conduc, păzește armata țării noastre, întărește brațul comandanților ei, iar pentru rugăciunile Sfântului, Preasfântului, Preasfintele Sfântoare de Dumnezeu și Curărea Fecioară Maria, ale binecredinciosului voievod Ștefan cel Mare, ale tuturor Sfântului, aminte! Se binecuvintează și se sfințește monumentul acesta prin stropirea cu această apă sfințită în numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului. Să luăm aminte! Se sfințește monumentul acesta prin stropirea cu această apă sfințită în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin! Să luăm aminte! Sfințește monumentul acesta unde odihnesc eroi căzuți pe aceste locuri în războiul din 1916-1919,
prin stropirea cu această apă sfințită, în numele Tatălui, a Fiului și a Sfântului Duh. O zi-ți odihnește, Hristoase, suflete, Sfinților, apostole, ale Sfinților, măriților, bunilor, viitorilor, mucenici, ale preacuvioșilor și de Dumnezeu, purtători, părinții noștri, cu ale Sfântului, dreptului, Lazar, cel înviat a patra zi din morți, și pentru ale tuturor Sfinților, sufletele adormiților, robilor săi, eroi ai neamului românesc, în corturile drepturilor să le așeze, în sânul lui Abraham să odihnească cu dreptul să-i numere, iar pe noi să ne miluiască ca un bun și de oameni iubitor. Amin. Și noi să ne întâlnim cu ei în dragostea lui Dumnezeu. În calitatea noastră de chiriaca locului, m-am gândit ca pentru a marca ziua acestor începuturi și acestor manifestări, am întocmit câteva stihuri pe care îmi permit, cu prilejul acestei zile, să le dau citire, să le pun la inima dumneavoastră a tuturor. Odă eroilor de pe Valea Oitudului. La umbra fajilor bătrâni, ce stau de stradă pe coline, Oituzu-și poartă un duiosa sale ape cristaline. El curge astăzi liniștit dând sunete blând ca de cipoi. Oh, dar vorbi câte ne-ar spune din anii aceia de război. Ne-ar spune că acum un veac această vale moldovană purta doar sânge de soldați căzuți în lupta transmontană. În orice susur de izvor disting, ca dintr-un prelung ecou, profundul geamăt de mister, scăpat din pietul de erou. Pe creste mai găsesc și azi câte un stejar uitat de ani. În trunchiul lui tainic s-ascund schize și zgloanțe de dușmani. Și arborii ce cresc pe munte aduc prin noste mulțumiri că-și trag tot steva din pământ udat cu sânge de martir. Chiar bolovanii de pe stânci purtați în vale de șuboi au devenit altar sfințit zidit de oase de eroi. În noapte mine parcă văd pe cerul ceferi strălucind. Sunt sufletele de eroi și au căzut pe front luptând. Aici livezile sunt cimitiri, iar pobii toți care rodesc sunt cruci ce moșii le-au sădit și de eroi ne amintesc. Când clopotele în sărbători ne cheamă iar la liturghie, ecoul lor mai pomenește pe cei căzuți la datorie. Foierele din munți pline de iarbă grasă pentru oi, dar glia lor este înțesată de o seminte de eroi. Tot pelerinul care astăzi străpunge mulții prin Oituz, el mai aude la tot pasul sinutru zgomot de obuz. Această-i vale în catedrală, ce-a devenit de mult simbol, iar bogăția ei perena sunt oasele de la subsol. Veni să facem anamneză de bravi ostași sfințiți eroi, să trecem liberi azi pe vale, că este pace, nu război.
care la urmă apă l-auziți prin aceste locuri care nu seacă, pentru că izvorăște sânge. Sângele mărgăritarilor nu se mai vede, dar se aude. Sunetul sângilor este sunetul care izvorăște din profunzimile materiei îndumnezeite și ridicate la cer de Hristos. Este sunetul din adâncul pământului, adică din adâncul cerului. Acest geamăt de profund mister, scăpat din peptul de erou, te-i fac bătrân, ce se destrază pe coline, fie că este jar uitat de ani, sau bradul falnic cu a lui cuie, în ghilimele, ce nu ruginesc niciodată să îi auzim și noi. Pe aici nu se trece, s-a strigat tare atunci. Pe aici nu se trece decât cu prețul vieții noastre, viața noastră, cea care ne va lua la ea, este Iisus Hristos, Domnul istoriei, care în istorie s-a prezentat. Eu sunt calea, adevărul și viața. Dragii mei, oasele eroilor servesc drept temelie pentru altarul sfințit de piatra cea din capul unghiului, format din colovanii de sprijin din stânca credinței celor care au luptat pe văile uitudului. Noi trebuie să ne rugăm pe Dumnezeu ca să ne dea cât mai multe nopți senine pentru a putea vedea, pentru a ne putea aminti de eroi căzuți care strălucesc ca niște lucefe în intimitatea dorului de Dumnezeu. Iarba bună sau grasă pentru oile din munți, de prin poieni, ale turmei cele alese ce suprapune această iarbă, se suprapune o seminte eroilor cu care e înțesată plia strămoșească, văi pline cu oase goale. Oase care nu au putrezit. Catedrala demnității și a jertfei, plădită pe oasele eroilor, dragii mei, vechează astăzi libertatea câștigată de bravii noștri sfinți eroi. Aici, pe valea catedralei, să luăm exemplu tăcerii de mormânt a naturii, ca o biserică scosnică, și a tăcerii ca ființa celor care s-au jertfit pe aici. Tăcerea eroilor e golul care sună foarte plin. E singurătatea glasului sfinților eroi care strigă acum împreună cu noi. În altra sfințiile voastre, prea cu cernici părinți, distinsă și onorată asistență, domnilor primari, stimați oaspeți ai județului Bacău. Ne aflăm astăzi aici, 8 octombrie, la Cimitirul Internațional al Eroilor din Poiana Sărată, pentru a aduce un omagiu nostru celor ce și-au dat jertfă supremă, au luptat pe aceste plaiuri și își află odihna veșnică în acest cimitir. În acest pământ pe care noi respirăm istorie, se odihnesc peste 1600 de eroi, pentru 107 dintre ei fiind cunoscută și identitatea. Simțim pentru toți eroi cunoscuți și necunoscuți la fel, un inegalabil respect în fața spiritului de sacrificiu suprem, teama că prin propriile noastre fapte și aptitudini nu suntem demni de acest sacrificiu suprem și cred și sper că fiind conștienți de toate acestea prin acțiunile noastre, fiecare dintre noi respectă și cinstește memoria eroilor noștri. Pe aceste meleaguri s-au dat lupte grele pentru a apăra Moldova de cotropitori.
Aceste locuri stau mărturie încleșterilor din prima și până în ultima zi a războiului nostru de eliberare și întregire națională în 1916-1919, între unghiul de foc de la Mărăști, Mărășești și Oituz, din vara anului 1917, au fost spulberate visurile ofensive de potropite ale puterilor centrale, care urmăreau nu numai victoria pe front, ci și scoaterea României din război. Bătăliile și victoriile românilor de la Mărășești, Mărăști, Oituz, au avut o importanță capitală și prin faptul că au făcut să eșueze planul puterilor centrale de împărțire a României și au asigurat totodată și continuitatea statală a României. În acest context, Triunghiul de Foc a însemnat lovitura cea mai importantă pe care au primit-o armata germană în estul Europei. Eroismul militarilor ce au luptat pe văile Oituzului, Trotușului, Cașinului și Slănicului sunt adânc săpate în piatra monumentelor, pe crucile din cimitire presărate pe aceste eroice văi. Cu siguranță, în serile liniștite de vară sau de iarnă, la gura sobii mai sunt bunici care să rememoreze acele vremuri grele, tulburi prin care România a reușit să treacă, să le explice nepoților ce înseamnă să lupți împotriva dușmanilor cu picioarele desculțe prin zăpadă, să străbazești de kilometri pe jos, rănit, flămând, istovit, dar cu o mare dorință în suflet, aceea ca România să fie a românilor. Mă simt onorat să particip la acest eveniment de comemorare a eroilor români și din alte state europene participante la primul război mondial ce își află somnul de veci pe pământ românesc, aici, pe meleagurile județului Bacău, loc de glorie și legendă. Restaurarea acestui loc în care se află și se odihnesc eroii noștri a fost posibilă prin aprobarea unui hotărâri de guvern din 2015, prin care guvernul Ponta a aprobat programul național al manifestărilor prejuite de aniversarea centenarului primului război mondial, prin care a fost alocată suma de 125.000 de lei, ce a fost utilizată în acest sens. Astfel a fost posibilă restaurarea cimitirilor eroilor pentru prima dată din anul 1933, de la inaugurare. Doresc să felicit conducerea Oficiului Național pentru Cultul Eroilor, domnului ministru, secretar de stat, care este aici, domnul Șandru, pentru implicarea în activitatea de cinstire a eroilor neamului, primarului și echipei de consilieri a localității Oituz, pentru păstrarea, pentru interesul manifestat și pentru păstrarea tradiției de comemorare a eroilor neamului. Întâlnirea cu trecutul, dar și speranța pentru viitor, reprezintă semnificația majoră a zilei de astăzi. Într-o lume grăbită, precum cea în care trăim, vă propun să ne oprim o clipă și să privim în trecut către istoria plină de fapte mărețe, de legende și de eroi simpli din orice popor, care au știut să lupte pentru interesul țărilor. Recunoștință și glorie eternă tuturor eroilor. Dumnezeu să-i odihnească în pace pe martirii noștri. Are cuvântul din partea instituției prefectului județului Bacău, domnul Ioan Ghica. Stimate gazde, distinși oaspeți, onorată asistență. Comemorăm astăzi eroi ale căror fapte de arme ne-au adus cea mai mare realizare din istoria noastră, Marea Unire de la 1918. Pentru aceasta însă a fost nevoie de jertfa a sute de mii de români care au luptat pentru unitate, independență și libertate. România a plătit cel mai mare preț de sânge dintre toate națiunile implicate în război, raportat la populația totală. Comemorarea de astăzi este un gest dedicat dorinței de pace a popoarelor foste beligerante, care acum au găsit atâtea lucruri comune pentru a trăi în bună înțelegere într-un spațiu comun pe care îl vedem în construcția Uniunii Europene. Noi suntem datori să aducem permanent un omagiu eroilor, să prețuim modelul oferit prin jertfa lor generațiilor de acum, să ne promovăm valorile, să ne facem datoria. Vă mulțumesc! În continuare, are cuvântul secretarul general al Ministerului Apărării Naționale, domnul Codrin Dumitru Munteanu. Înalt pasințile voastre, stimații reprezentanți ai grupului diplomatic, domnule secretar de stat, domnule președinte al Consiliului Județean, domnule prefect, domnule președinte al Județului Covasna,
domnule general, stimați ofițeri, subofițeri, maiștri militari, soldați, grădași, profesioniști, onorată asistență. Suntem extrem de onorați de a participa astăzi la ceremonia de reinaugurare și sfințire a cimitirului eroilor români și străini, morți în primul război mondial, eveniment comemorativ ce se înscrie în seria activităților cuprinse în programul național al manifestărilor prilejite de aniversarea centenarului primului război mondial, aprobat prin hotărârea Guvernului 821/2015. Trăim, în prezent, într-o lume în care este o datorie morală să nu uităm pe eroii care s-au jertfit pentru neam și țară, marcând prin sângele vărsat pagini glorioase în istoria statului român, precum și în istoria europeană. În cimitirul eroilor de onoare de la Poiana Sărată, amenajat ca cimitir de campanie în anul 1916, sunt înhumați peste 2000 de eroi români, germani, unguri, austrieci, ruși, evrei și turci, care au murit în acele lupte desfășurate în intervalul 11 octombrie 1916, 22 august 1917. Luptele sângeroase au fost purtate pentru apărarea trecătorului Oituz, obiectiv de importanță strategică ce putea permite inamicului pătrunderea spre zona carboniferă Mionești-Comănești. În perioada anilor 1927-1930, cimitirul a cunoscut reorganizări succesive efectuate de către Societatea Cultului Eroilor, acțiuni care au dat aspectul definitiv, cel pe care de altfel îl vedem și astăzi la această necropolă. La împlinirea 100 de ani de la comemorarea începutului acestor sângeroase lupte, suntem cuprinși de un profund sentiment de recunoștință și aducem un pios omagiu eroilor înfumați în acest cimitir. România a fost printre primele state care au manifestat respect față de mormintele eroilor din primul război mondial, indiferent de naționalitatea acestora, în deplină concordanță cu angajamentele convenite în cadrul conferinței de pace de la Paris. Suntem datori, în prezent, să ne reamintim că militarii români înhumați la Poiana Sărată fac parte din cei peste 300.000 de eroi români care, animați de dorința de întregire națională, au murit în luptă sau în prizonierat, fiind înhumați pe teritoriul României și al altor state europene, participante la prima conflagrație mondială. Evenimentul de astăzi cinstește memoria celor căzuți la datorie în acțiuni militare, reflectând în același timp interesul și preocuparea Ministerului Apărării Naționale, a Oficii Naționale pentru Cultul Eroilor, care a asigurat de altfel 90% din finanțarea reabilitării acestui monument, și nu în ultimul rând a autorităților locale pentru amenajarea, restaurarea, protejarea și întreținerea mormintelor și operelor comemorative de război, considerând acest loc ca fiind o pagină importantă din Marea Carte a Istoriei Naționale, iar jertfa eroilor români trebuie cinstită și prezentată cum se cuvine generațiilor mai tinere. Onorată asistență, scopul activității la care suntem prezenți nu este acela de a tulbura liniștea acestei lumi de eroi, intrată în veșnicul ei repaus, ci să învățăm școala înțelepciunii și pilda datoriei. Eroii nu cer lacrimile noastre, așa cum emoționant grăiește și inscripția aflată pe fațada monumentului central. Nu vărsați lacrimi pe mormintele eroilor, ci mai curând slăviți-i. Ei pretind, în schimb, în mod imperios, recunoașterea sacrificiului lor sublim, care să constituie un exemplu și stimulentul pentru noi eroisme, de care va avea nevoie completa consolidare și viitorul poporului român. De aceea, această prioasă manifestare are și un caracter pilduitor pentru generațiile ce vor urma și este, în același timp, o mare mângâiere pentru urmașii eroilor noștri. La acest aniversar și cu gândul și cu sufletul alături de toți compatrioții noștri care au murit în războaie pentru apărarea țării, se cuvine să ne amintim că avem cu toții datoria morală de a ne apleca mereu asupra trecutului, de a ne recunoaște valorile și de a ne respecta eroii. Pretutindeni în lume se procedează la fel, națiunile își cinstesc propria istorie și este firesc să fie așa. Pentru că în felul acesta, întemeindu-se pe faptele trecutului, își pot contura viitorul pe care și-l doresc. Are cuvântul din partea Guvernului României, secretarul de stat al Departamentului Centenar, domnul Florin Daniel Șandru. Domnule președinte al Consiliului Județean, domnule prefect, înalt preasfințiile voastre, stimate domnule secretar general al Ministerului Apărării Naționale, stimați membri ai Corpului Diplomatic, onorată asistență, doamnelor și domnilor. În urmă cu 100 de ani, se încheia una dintre paginile cele mai importante din istoria Marelui Război. Oprirea înaintării armatelor germane și austro-ungare de către trupele române, comandate de generalul Ieremia Grigorescu în pasul lui Tuz, s-a datorat curajului soldaților și genului militar al comandanței. Inamicul a fost respins peste vechea frontieră, reușindu-se salvarea Moldovei și asigurarea premiselor renașterii de mai târziu a armatei române. Rezistența îndârjită a trupelor române în fața unui inamic superior în calitatea armamentului și a numărului de oameni a dat naștere celebrei devize: pe aici nu se trece.
Pe parcursul a două săptămâni de lupte, soldații și ofițerii armatei române au rezistat eroic, suferind pierderi grele. În timpul acestor lupte, divizia 15 a infanteriei și-a câștigat numele de divizia de fier, actul său de eroism, permițând nu doar salvarea Moldovei, ci și continuarea rezistenței în Muntenia. Prin poziția strategică, Oituz avea să devină unul dintre punctele nodale ale luptei românilor pentru reîntregire. Pe parcursul războiului, la Oituz s-au desfășurat numai puțin de 3 bătălii. Prin numărul celor căzuți la datorie, prin eroismul arătat și prin rezultatul acestor lupte, Oituzul este unul dintre principalele câmpuri de onoare ale armatei române. Cultivarea memoriei eroismului și sacrificiului celor de pe front reprezintă datoria fiecăruia dintre noi. Într-o perioadă în care tinerii sunt interesați din ce în ce mai puțin de istorie, avem nevoie, mai mult decât oricând, de evocarea eroismului înaintașilor. O bună cunoaștere a trecutului ne ajută în înțelegerea prezentului, ca și în pregătirea viitorului. Istoria nu este doar un învățător al vieții, ci mai ales un mod de formare a unor caractere puternice, a unor oameni demni, conștienți de datoria morală pe care o au față de înaintași, față de contemporani și față de cei care ne vor urma. Una dintre misiunile Departamentului Centenar, constituit anul acesta la nivelul Cancelariei Prim-Ministrului României, este aceea de a duce istoria mai aproape de tine. Cinstirea eroilor nu trebuie și nu poate fi doar un pretext pentru ceremonii oficiale. Ea trebuie să fie un mod de viață, un crez și un reper pentru generațiile viitoare. Un viitor mai bun poate fi construit doar pe fundamentul solid al respectului față de trecut, al cunoașterii sale. Marcarea centenarului războiului pentru întregire și al Marii Uniri reprezintă ocazia ideală pentru a face trecerea zestrei istorice de la cei maturi către cei tineri. La loc de cinste se află amintirea eroilor de la Oituz și de pe alte câmpuri de bătălie ale țării. Acestora le aducem astăzi omagiu, plecându-ne frunțele în fața memoriei lor. Celebrându-i pe ei, celebrăm România. Vă mulțumesc! În continuare, urmează depunerea de coroane și jerbe de flori la Monumentul Eroilor, pe acordurile imnului eroilor interpretat de muzica militară. Thank you.
se depune o coroană de flori din partea arhiepiscopiei Romanului și Bacului. Se pregătește garnizoana Bacău. Iar ce
se culună, spre bunăstare, pace și lumină. Spre bunăstare, pace și lumină. Patria mea, patria mea, și patria mea este sus, sus în cer, unde veșnic plutesc îngerii. Doar acolo e bunul fericirea, căci așa lăsa Domnul Sfânt. Sus în Doamnelor, domnilor, stimați locuitori ai localității Poiana Sărată, activitatea de depunere coroane și jerbe de flori la Monumentul Eroilor a luat sfârșit. Urmează defilarea gărzii de onoare. Vă rugăm să vă deplasați în fața cimitirului pentru a primi onorul. Fiul meu,